Statele Unite studiază posibilitatea acordării unui sprijin militar Ucrainei, asta după ce liderii ucraineni au solicitat ca SUA să-i asigure cu echipamente de comunicații, cherosen și binocluri de noapte. Ieri, premierul ucrainean Arseni Yatseniuk a primit sprijinul administrației Obama în criza din Crimeea. Totuși, Washingtonul a respins o eventuală intervenție militară și încearcă dimpotrivă să soluționeze pe cale diplomatică criza dintre Ucraina și Rusia. Între timp, armata rusă și-a intensificat manevrele militare de la granițele cu Ucraina. Since Russian troops have moved in to take it over, and as the referendum nears, it seems in some places what remains of the Ukrainian military is just melting away. Prezent la ședința Consiliului de Securitate al ONU, premierul ucrainean l-a întrebat deschis pe ambasadorul Rusiei dacă țara sa dorește declanșarea unui război. Я хотел бы обратиться к России. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Прямо отвечу на прямой вопрос господина Яценюка. Русские не хотят войны. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки. Între timp, conflictele dintre susținătorii Rusiei și cei ai unității ucrainene iau amploare. Ieri, cel puțin 3 oameni au murit la Donetsk în urma confruntărilor dintre protestatarii pro-ruși și pro-europeni. Manifestațiile au început pașnic în după-amiaza zilei de ieri. Spiritele s-au încins spre seară după ce susținătorii ruși au început să insulte pe protestatarii pro-europeni și au aruncat în ei cu obiecte explozive. Susținătorii ruși îi impuneau pe manifestanții ucraineni să îngenuncheze. Poliția a făcut un gard viu între cele două tabere, dar fără rezultat. Protestatarii au rupt cordonul și s-au atacat reciproc. Oamenii legii au încercat să-i ducă pe participanții la acțiunea pro-ucraineană spre autobuzul lor, însă au fost înconjurați de protestatarii proruși. În urma confruntărilor, 3 persoane au decedat. Un tânăr de 22 de ani a murit în drum spre spital după ce a fost înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Cea de-a doua victimă este un membru al filialei locale a Partidului Svoboda din Donetsk.